atunci când dau dezlegare cuiva să împărtășească și știu de ce o fac. Și o fac după o rigoare care o consider tipic, canonică și liturgică în virtutea molitfelnicului sau învățăturii de creștine ortodoxe. Ținta mea nu este să împart 2 tone de aghiazmă mare. Ținta mea este să am cât mai puțini fumători, cât mai puțini desfrânați, cât mai mulți postitori, și să fie cât mai mulți la potir, nu în sensul de a consuma potirul, ci în sensul de a fi în trăire mistică cu Dumnezeu. Și v-am explicat când am început postul, o găsiți, este pe undeva explicația, v-am explicat-o și dumneavoastră, nu trebuie abuz, într-un post ca acesta mare, cum este al Crăciunului, de 3 ori e suficient sau de 2 ori pentru cei mai râvnitori, ceilalți măcar câteodată, iar de drept și de facto, dacă nu ești bolnav și ești sănătos, odată la 40 de zile sau odată pe lună, e și păcat înaintea lui Dumnezeu să nu te împărtășești. E mare păcat înaintea lui Dumnezeu să fugi de la cina aceasta mântuitoare, care este de fapt viața bisericii, este esența credinței creștine. Nimic mai presus de Sfânta Liturghie nu ne arată că Dumnezeu e între noi și cu noi atunci când îi mâncăm trupul și îi bem sângele. Dar trebuie să fii și puțin ortodox ca să înțelegi lucrul ăsta, că altfel te duci și te bați în canoane la Creta. Cel care și-a luat țarina s-a scuzat și a plecat. Am vorbit despre el. Cel care și-a luat boia a zis că mă duc să încerc. Toată viața încercăm. Prima căsătorie e o încercare, a doua căsătorie e o încercare, a treia căsătorie e o încercare, primul loc de muncă abandonat e o încercare. Nu mai comentez comentariile și încercările vieții, împrejurările vieții care sunt dure, sunt aspre, sunt grele, cu urmări nefaste, dar dacă totuși îl ai pe Dumnezeu și nu te scuzi în fața lui Dumnezeu, s-ar putea, cum spunem noi în proverbul popular, să-ți mai iasă și norocul în cale, să nu dai întotdeauna de ghinion. Deci, când noi vorbim de cuvântul ghinion sau de nereușite, să știți că 80% din aceste nereușite și ghinioane se datorează și incompetenței noastre sufletești, nu intelectuale. Sunt băieți deștepți și sunt oameni pregătiți în ziua de azi în toate domeniile. Te doare mintea ce știu oamenii și cât de bine se pun la punct și se informează. Dar degeaba ești doxa de informație dacă nu ești și puțin luminat de Dumnezeu. Se spune în popor că în viață ai 2 trenuri. Ai ce ți-a rânduit Dumnezeu și ți-a pus în frunte, și asta dacă te străduiești, că Dumnezeu îți poate lua așa cum îți dă. Așa se termină Evanghelia. Niciunul din bărbații aceia care au fost chemați nu vor gusta din cina mea. Noi foarte des ne lamentăm și spunem, așa i-a fost scris. N-am nimic împotrivă. Așa i-a fi fost scris. Dar de ce ai făcut rele ca să nu-ți potrivească scrisul? De ce n-ai păstrat legea lui Dumnezeu ca ceea ce scria în viața ta să fie bine? Deci tu ai atras rău prin faptele tale și mânia lui Dumnezeu. Plata păcatului este boala sau moartea. Și atunci velelele curg gârlă. Și v-am spus, am însemnat din nou, acum în postul ăsta, câteva elemente noi de credință. Dumneavoastră credeți cum preot când stă pe scaun și spovedește, doar dezleagă și dă drumul așa ca la gară. Nu. Eu încă îi mai urmăresc pe aia curații, pe aia vrednicii, pe aia rugătorii, pe aia serioșii, pe aia râvnitorii. Și mi-a fost mare mirarea când astăzi am întrebat de cineva și am zis, și cum a fost, ați trecut cu brio o problemă care am discutat-o noi? Părinte, parcă a mers mănușă. Care a fost rugăciunea care ai făcut-o? Întocmai cum mi-ați spus, 40 de zile paraclisul Maicii Domnului, cu sfințenie nu m-am abătut o zi. Și știți că m-a luminat Dumnezeu, nici mie nu mi-a venit a crede ce mi-a ieșit din pix la scris și ce mi-a ieșit din minte la vorbit. Și am zis, da, ăsta-i Dumnezeu. Deci, încă o dată,
Trebuie să înțelegem că deși în destin nu există așa ceva, dar în preștiința lui Dumnezeu, în viața noastră sunt scrise mii de lucruri bune, noi le putem pierde cu nepăsarea. Dacă cineva îți dă o avere și spune așa, ca uzufruct îmi las următorul drept, să mă îngrijești că noi fi bolnav, să-mi dai o lingură de apă când noi fi la pat, să mă îngrop când noi muri și să-mi aprinzi trei lumânări când noi mai fi. Și tu nu-ți respecti niciuna din lucrurile astea. Ei, averea aia îți rămâne ție. Dar toate vorbele rele, toate supărările, toate necazurile, toate scârbile, toate întristările care le-ai provocat persoanei care ți-a făcut această încredere prin ceea ce ți-a făcut, se vor întoarce asupra ta și vei pierde de 10 ori mai mult, pentru că Dumnezeu a scris ca ție să-ți vină lucrul ăla, dar tu să-l și cinstești cum l-ai primit și cum te-ai făgăduit, nu se face altfel. Așa e și cu împărăția lui Dumnezeu. Ea este la dispoziția creștinătății, este la dispoziția noastră și este liberă să o acaparăm în cerul, spune, silitorii vor lua împărăția lui Dumnezeu, dar mai rămâne și condiția esențială, fundamentală, de bază, ca tu să dorești să urci în împărăția lui Dumnezeu. Nu să-i spui preotului, părinte, nu s-a spovedit niciodată, a murit fără lumânare, nu mergea la biserică. Da, dar cu Dumnezeu, dacă e bun, nu trebuie să-l pedepsească. Păi cum e bun dacă îl pedepsește? Păi tocmai de asta e bun, că îl pedepsești? Păi dacă nu era bun, punea un criminal în rând cu Sfântul Nicolae. Dacă nu era bun Dumnezeu, punea un borfaș în rând cu un mucenic. Și era un act de nedreptate. Dar în momentul în care Dumnezeu separă binele de rău și întunericul de lumină și păcatul de adevăr și minciuna de adevăr și răutatea de bunătate, înseamnă că este un om prea, este un Dumnezeu prea perfect. Deci asta trebuie să aveți în minte. Și iată-l cum se scuză ăsta cu simțurile. Eu trebuie să mă încerc simțurile, te rog să mă scuzi, iartă-mă. Scurt. Sunt tânăr, îmi plac femeile, sunt tânăr, îmi place băutura, sunt tânăr, îmi place viața, sunt tânăr, îmi plac banii, sunt tânăr, îmi place distracția, Doamne, ia o pauză. Te caut eu când am nevoie, nu mă deranja. Pentru acest gen de oameni, întotdeauna am avut un singur sfat. Uneori a dat rod, alteori n-a dat rod. Frate, oi fi tânăr, oi fi nebun, nimeni nu te condamnă și nici nu stă cineva în calea fericirii tale. Dar lasă un loc cât de mic acolo lui Dumnezeu în inima ta, măcar să cuibărească ca un om în gazdă. Nu știi vreodată în viața ta că n-ai nevoie de el. Și poate în clipa aia nu ești pregătit să-l cauți. Am trăit momente sau clipe când n-am avut curajul să zic, Doamne miluiește, că știam că n-am meritat. Și am spus, ei, mi se pare un act de injustiție. Acum să-i spun, Doamne, știi, ajută-mă că am eu problema asta. Pentru că știam că n-am făcut-o altădată când puteam să o fac și am fost comod. Dar când îi dai cu piciorul și îl tratezi pe Dumnezeu cu flit și nu-l bagi în seamă și îl tratezi așa din nepăsarea vieții tale și din dezmăț în dezmăț și din patimă în patimă și din fără de lege în fără de lege și din greșeală în greșeală și uiți măcar să faci o cruce cu limba, dacă nu cu mâna, pe fața ta și dai de obelea și spui, a, dar Dumnezeu e rău, no, ce, care-i, unde-i? Este. E la fel de bun, nu vrea moartea păcătosului să se întoarcă, să fie viu. E la fel de blând, e la fel de omenos, e la fel de prietenos, e la fel de curat, e la fel de just, dar e și la fel de părinte. În clipa când a văzut că ți-a căzut prima lacrimă de părere de rău, deja schimbă cursorul problemelor tale. Dar atâta timp cât tu nu-i dai voie măcar să se odihnească puțin până lăuntru tău, nu poate. Eu n-am cum să fac curat într-o casă dacă proprietarul nu-mi deschide casa, să șterg geamurile, să dau cu aspiratorul și să mătur, nu? Tu îmi spui, vino și-mi fac curat, dar eu găsesc lactul pe ușă și câinii slovoți pe afară. Fă-ți! Deci Dumnezeu vrea
să-L primești în inima ta, în mintea ta și în sufletul tău. Simplu, fără multe rugăciuni. Doamne, stai cât vrei și fă ce vrei. Eu n-am timp de tine, sunt nebun, sunt tânăr. Dar când tu vei avea o problemă gravă, El va fi lângă tine, pentru că era înăuntru. Că așa spune, eu bat, cine-mi deschide, intru și stau cu El. Al treilea zis, femeie mi-am luat și de aceea nu pot veni. V-am spus ce înseamnă femeia, slăbiciunea firească și înclinarea spre tot ce-i pământesc. Noi când vorbim de cruce, vedem că există un braț orizontal, care înseamnă iubirea desăvârșită a Lui Dumnezeu, și un braț vertical, care înseamnă măreția desăvârșită a Lui Dumnezeu. Ca să urcăm pe cruce și să ajungem la orizontalitatea iubirii, spune Stăniloae, profesorul în Trăirea Lui Dumnezeu în Ortodoxie, trebuie să urcăm pe fapte bune până simțim mireasma Duhului Sfânt și apoi întindem mâinile să fim îmbrățișați de Dumnezeu. Restul găsiți în această carte care se numește Trăirea Lui Dumnezeu în Ortodoxie. Și mai spune în cartea aceea că cu cât vei fi mai bun și vei avea mai mulți prieteni și vei face mai multe fapte bune, cu atât te vei asemăna mai mult cu Dumnezeu. La fel, la dispoziția dumneavoastră, ideea.